Vechiul Testament, pagina 287, dacă aveți ediția Cornilescu, Cartea Rut, capitolul 1, citim primele 5 versete, după aceea ne mutăm pe versetul 16, 17, 20, 21 și 22. Cartea Rut, capitolul 1, iată cum sună cuvântul lui Dumnezeu. Pe vremea judecătorilor a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi și cei doi fii ai lui se numeau Mahlon și Chilion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomi, a murit și ea a rămas cu cei doi fii ai ei. Ei și-au luat neveste moabite, una se numea Orba și cealaltă Rut, și au locuit acolo aproape 10 ani. Mahlon și Chilion au murit și ei amândoi și Naomi a rămas fără cei doi fii ai ei și fără bărbat. Versetul 16 și 17 spune: Rut a răspuns: Nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Voi fi îngropat acolo, facând Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. 21 și 22 spune: El i-a zis: Nu mai îmi ziceți Naomi, ziceți-i Mara, adică amărăciune, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai îmi ziceți Naomi când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Astfel s-au întors din țara Moabului Naomi și norul s-a rut Moabita. Amin. Haidem să reocupăm locurile. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră și să vă pot sluji. Am fost într-o seară de tineret invitat la o biserică acum câțiva ani de zile. Și înainte de mine trebuia să-și depună mărturia personală o soră. Și sora, în timp ce își depunea mărturia, se lăuda bisericii că ea este la cură de slăbire. Numai că mi-a mâncat 45 de minute din predică. Când am văzut pe fratele Vali că începe să facă studiu biblic pe versetele de colectă, am zis: nașii fratele Vali la dietă și vrea să mănânce din predică, dar slăvit să fie Domnul că mai este timp pentru toate cele. Și cred că nu vă grăbiți acasă dacă Dumnezeu începe să lucreze în această dimineață, așa-i? Amin. În această dimineață vreau să vă vorbesc din una dintre cele mai frumoase cărți din Vechiul Testament, cărți mici, dintre cărțile Vechiului Testament, din Cartea Rut. Cartea Rut este o Biblie în miniatură. Este o carte care are doar 4 capitole și care începe cu dezastru, ca în grădina Edenului, care începe cu moarte și care se termine cu viață și cu răscumpărare. Cartea Rut am auzit-o pentru prima oară în viața mea exegetată în iarna anului 2010 de marele evanghelist, teolog și om al lui Dumnezeu, Jean Chiforeanu. Omul acesta s-a întors la Dumnezeu și sperăm că în luna aprilie va veni aici să vă povestească cum el, marele ateu la școala Ștefan Gheorghiu, a vrut să-și facă tema de licență combaterea creștinismului și învierea Domnului Iisus Hristos, ateu din viță de atei, mâna dreaptă a lui Nicolae Ceaușescu, un om care era supusă toată studențimea României sub el, și omul acesta într-o academie ateistă, într-o bibliotecă, când se pune să-și facă lucrarea de licență, se blochează în această carte numită Biblia, pe care el credea că este o poveste veche, expirată și basme lumești,
se blochează când vede că vin dovezile una după cealaltă a învierii Domnului Iisus Hristos. Dar nu vreau să vă spun mai mult și o să-L ascultați pe El când va veni aici. Amin? Așa că să vă rugați ca Dumnezeu să-L aducă aici. Este un om deosebit. În iarna anului 2010, când am auzit-o pentru prima oară exegetată această carte, mi-am dat seama că Cartea Rut este o carte foarte, foarte contemporană. Și când m-am pus să restudiez acum pentru predica de astăzi, mi-am dat seama că, din nou, după 6 ani de zile, Cartea Rut este o carte foarte, 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 foarte contemporană. Pentru că tema cărții Rut este cam aceasta. Ce se întâmplă dacă nu ne pocăim? Cartea Rut este o carte care începe cu decizii și se gata cu decizii. Cartea Rut este o carte care începe cu decizii proaste și se termină cu decizii bune. Și de aceea, în această dimineață, am intitulat această temă Decizii care schimbă viața și destinul. Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi oamenii, coroana creațiunii lui Dumnezeu, de la leagăn și până la mormânt, din momentul când pentru prima oară deschidem ochișorii și până în momentul când îi închidem, suntem puși în fața lorii deciziilor. Durerea cea mare este că omul, după cădere, după ce Protos Adamus, întâiul Adam, a decis într-un mod deliberat să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu și să-i spună lui Dumnezeu, nu mai am nevoie de tine, de atunci omul ia decizii una mai greșită decât cealaltă. Și durerea cea mai mare este că nu se gata totul cu o decizie luată, ci cuvântul lui Dumnezeu, care este da și amin, experimentat, care va rămâne în veacul, în vecii vecilor, spune că ce seamănă omul, aceea va se cera mai repede sau mai târziu. Și de aceea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în această dimineață, trage un semnal de alarmă celora din poporul lui Dumnezeu și nu numai, pentru că de altfel cuvântul lui Dumnezeu se adresează tuturor oamenilor, dar în special celora din casa lui Dumnezeu, celora care sunt din poporul lui Dumnezeu, cei care au fost aduși poate la binecuvântare, cei care au făcut un botez, cei care vin cu Biblia sub braț, cei care cântă cântările Sionului, cei care nu lipsesc duminica de la biserică, cei care pun bani la colectă, cei care poate sunt în laudă și închinare sau predică, dar care spun și cei dacă nu ne vom pocăi. Pentru că noi am fost botezați, am fost aduși la binecuvântare, noi citim Biblia și ce se întâmplă dacă nu ne vom pocăi? Și experiența tristă acestei familii este răspunsul la această întrebare. Pentru că vedeți dumneavoastră, iubiți frați și surori, prieteni, care unii sunteți penticostali, alții sunteți creștini după Evanghelie, unii bapticostali, alții baptiști, unii carismatici, nu e de ajuns să fii într-o religie, nu e de ajuns să fii într-o confesiune religioasă, nu e de ajuns să fii într-o biserică. În creștinism, cel mai important lucru este să fii în Iisus Hristos Domnul. Amin. Pentru că El a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă nu ești în Iisus Hristos Domnul, s-ar putea ca după 50 de ani de venit la biserică și dat bani la colectă și făcut bine la oameni, să pleci de pe scaunul 2 unde ți-i perinaia uzată sau de pe rândul 4 sau nu știu unde stai, să te trezești că te duci unde este mai cald și nici de cum în raiul lui Dumnezeu. De altfel, spunea unul dintre cei mai mari comunicatori teologi ai zilelor noastre, Revi Zaharia, spunea în felul următor, creștinismul cu cele 4 mari ramuri, apusean, răsăritean, protestant și neoprotestant, a cărui ramură noi facem parte, curentul neoprotestant, penticostalii, baptiștii, creștinii după Evanghelie. Creștinismul este singura religie a cărui Dumnezeu nu te obligă să-L urmezi. În toate celelalte religii,
trebuie omul să se urce la Dumnezeu prin strădanie, abstinență, perseverență și să ajungă la Dumnezeu. Doar că nu va ajunge niciodată. Și vă rog să fiți atenți. În creștinism și numai în creștinism, Dumnezeu a coborât la om. Și de aceea credința creștină nu e în a face eu fapte bune ca să fiu mântuit, ci credința creștină este în ce a făcut Fiul lui Dumnezeu ca eu să fiu mântuit. Amin? Amin. Cartea Rut este o carte insuflată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin pana marelui proroc Samuel, care a trăit pe vremea judecătorilor. Pentru a doua oară, Cartea Rut este un ampendice între Cartea Judecători și Cartea 1-2 Samuel, care au fost scrise de marele proroc Samuel pe vremea judecătorilor. Pentru a treia oară, Cartea Rut începe cu o afirmație foarte, foarte importantă. Cum începe? Pe vremea judecătorilor. Bine, frate, și cei cu vremea judecătorilor? Pentru cei care ați citit Cartea Judecători, Duhul Sfânt, care face economie în Biblie de cuvinte și vorbește foarte telegrafic, ține foarte tare să repete două lucruri în Cartea Judecători. Pe vremea judecătorilor nu era împărat și fiecare făcea ce-i plăcea. Se închinau și lui Baal, dar se închinau și lui Dumnezeu, lui Jehova. Mergeau duminica și la biserică și sâmbăta și la discotecă. Ca în 2016. Păi ce are, frate, dacă eu vin duminica la biserică, îmi spăl păcatele cu o rugăciune plină de lacrimi și de luni până sâmbătă trăiesc cu același potop de desfrâu, în același potop de desfrâu ca cei din lume. Sunt în Londra, nu mă vede pastorul, nu mă vede nimeni, Dumnezeu e bun și Biblia spune că Dumnezeu dă har și adevărat că dă har. Dar Dumnezeu are niște regulamente ca să poți să ții harul lui Dumnezeu. Așa au zis și această familie, care, atenție, era din Betleem, care se traduce cu casa pâinii, Iuda, slava lui Dumnezeu, Efrata, slavă. Oamenii aceștia erau exact în poziția în care te vrea Dumnezeu. Și oamenii aceștia au zis, este har. Elimelec, care se traduce cu Domnul, împăratul meu. Mahlon, care se traduce cu bucuria, Chilion, desăvârșirea, Naomi, care se traduce cu plăcută, sau mai se poate traduce din limba ebraică, cu plăcerea mea este Domnul. Și o să vedeți la sfârșit de ce ne încarcă Duhul Sfânt cu atâtea nume, cu atâtea regiuni, ca să ne încurce aici în Biblie, o să vedeți că Duhul Sfânt este un Duh Sfânt al rânduielilor și totul simbolizează ceva pentru poporul lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia au zis, este har, suntem copiii lui Dumnezeu. Și ne ducem în Moab. Și au luat trei decizii greșite, una mai greșită decât cealaltă. Versetul 1. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevastă sa și cu cei doi fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului și mă opresc aici greșit. Oamenii aceștia nu aveau ce să caute în Moab. Moabul în Biblie, la fel ca și Egiptul, reprezintă lumea idolatră, lumea secularizată, lumea fără Dumnezeu, lumea care spune fă ce vrei, fă ce-ți place, distrează-te, bate joc de viață, că numai una ai. Mai ales că ai ajuns acum în Anglia și ți-i plimbi portofelul de pounds. Tinere, Dumnezeu e pentru babe, pentru proști și pentru oameni în fază terminală. Acesta este sloganul Moabului. Oamenii aceștia au plecat de la Betleem, 80 de kilometri, atâta era distanța dintre Betleem și Moab. Teologia liberală care intră tot mai mult și mai mult în bisericile noastre, și să nu zică cumva cineva acum amint la ceea ce voi spune eu,
Teologia liberală spune în felul următor: această carte conține cuvântul lui Dumnezeu. Greșit. Această carte este cuvântul lui Dumnezeu. E diferență. Teologia liberală spune: nu mai interpretați cuvântul lui Dumnezeu mot a mot, căci nu mai este valabil. Poftim? Când Iisus Hristos Domnul spune: cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, vor rămâne în veac. Ce a vrut să spună? Știți ce? Când galaxia Calea Lactee va trece, pentru că cerurile este termenul de cosmos în limba greacă, când cerurile și pământul, când Anglia cu marele Big Ben, când Franța cu turnul Eiffel, când Egiptul cu marile piramide, când America, Washingtonul cu Casa Albă va trece, vor arde toate în foc, cuvintele Domnului Iisus Hristos vor rămâne în picioare. Știți pentru ce? Pentru mine și pentru tine, sau împotriva mea sau împotriva ta. Depinde ce ai făcut pe pământ. Știți cum va fi judecata lui Dumnezeu? Nu te va lua cu pastorul, cu preotul, ci te va lua singur și îți va pune o singură carte în față. O va deschide și va zice: cât timp ai trăit pe pământ, măria ta, chip de lut, unde ai trăit? În această carte sau pe lângă această carte? În Betleem sau în Moab? Prima decizie greșită. Au părăsit Betleemul și au plecat în Moab. A doua decizie greșită. Versetul 2 spune în felul următor: și-au așezat locuința acolo. Bă, frate, dar nu s-a așa de răi ăștia moabiții. Mai merg și ei la biserică, mai dau un ban la săraci, chiar dacă n-au ei treabă cu Dumnezeu. Au nesocotit cuvântul lui Dumnezeu care spune trei nu-uri. Ferice de omul care nu se duce, care nu se oprește și care nu se așează, care nu-și face locuința în Moab. Dumnezeu a zis: nu aveți ce căuta în Moab. Au plecat pentru o vreme. Știți ce vrea să ne zică cuvântul lui Dumnezeu aici? Că dezastrele mari la pocăiți încep cu compromisuri mici. Dezastrele mari încep cu compromisuri mici. Spune: au plecat pentru 10 ani? Pentru ca să se mute? Nu. Pentru o vreme. Știți dumneavoastră că totul începe cu prima. Cu prima țigară, cu prima bere, cu prima femeie cu care ți-ai înșelat soția, cu prima bătaie și după aia, după 5 luni, o snopești în bătaie, cu prima minciună și după aia minți de crezi și tu. Și doctorii spun că este mitomanie. Dar eu vă spun pe cuvântul lui Dumnezeu că nu este mitomanie. Te-a prins satana. Te-a prins satana. Totul începe cu prima. Au plecat pentru o vreme. Sfântul Apostol Pavel spune: când ai făcut întoarcerea la Dumnezeu, când ai zis: Doamne, de astăzi vreau să mă întorc la Tine, vreau să dau cu piciorul Moab și vreau să vin la Betleem, adică la Tine, la casa pâinii, Tu ești pâinea vieții. Sfântul Apostol Pavel spune să te torci din toată inima, să faci întoarcerea din toată inima și să o rupi cu păgânătatea și cu poftele lumești. Cum? De tot. Dumnezeu nu vrea 99% din viața ta, ci vrea 100% din viața ta. Dumnezeu nu vrea jumătate din inima ta, vrea numai auriculul drept, ventricolul stâng, îl ții pentru tine. Asta vrea satana, dar nu Dumnezeu. Satana se mulțumește cu 1% din viața ta. Știți de ce? Dacă în pantoful ăsta îmi bag o pietricică și mă iau la întrecere cu oricare dintre dumneavoastră sau cu toți de aici, chiar și în cârje dacă e cineva, eu o să rămân ultimul. Știți de ce? Pentru că o să fac rană. Știi cât vrea satana? 1% din viața ta. Și după aia îți va cuceri toată viața. Totul începe cu prima, cu puțin. Așa a fost și în grădina Edenului. 1. Eva a văzut. Așa a început.
Doi, la Eva i-a plăcut. Și a mai stat și a mai stat și a venit trei. Eva a gustat. Totul începe cu puțin și pentru o vreme. Moabul înseamnă tot ceea ce îl înlocuiește pe Dumnezeu. Poate să fie mașina ta, care ai lucrat ani de zile să o iei, poate să fie familia ta, poate să fie religia ta, tot ce îl înlocuiește pe Dumnezeu înseamnă Moab. Moabul poate să fie euul tău. O spus odată un distins profesor universitar, spunea: eu, domnule, nu mă pot implica cu voi sectanții, pentru că eu am două doctorate. Domnule profesor, în primul rând, oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu nu sunt sectanți, sunt creștini devotați care îl urmează pe Iisus Hristos. Și doi, domnule profesor cu două doctorate, pe bune, nu plagiate, Domnul Iisus Hristos, care a fost fiul șefului Universului, și-a dat slava la o parte și a lăsat euul, s-a coborât jos pe pământ și s-a făcut, cine știe, păcat, nu om, păcat. Apropo, care dintre dumneavoastră în această zi v-ați face purece să-i salvați pe pureci? Care v-ați face păduche să-i salvați pe păduchi? Vă spune, frate Oliver, asta nu-i comparație, nu. Haideți să vă spun ceva. Omul, spunea Sfântul Augustin, are o libertate îngrozitoare. Omul a fost singura rasă care l-a blestemat pe Dumnezeu, care a întors spatele și l-a făcut în toate felurile, și pentru om a murit Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos și-a lăsat slava de Dumnezeu, a coborât pe pământ, știți de ce? Pentru că 420 de ani Dumnezeu nu a mai vorbit, pentru că se căuta o soluție la păcatul tău și la păcatul meu. Nu mai mergea nici cu sângele vacilor, nu mai mergea nici cu sângele țapilor, nu mai mergea nici cu sângele mieilor, nici cu sângele turturelelor, pentru că drept Dreptatea lui Dumnezeu trebuia satisfăcută și trebuia o jertfă perfectă, fără cusur. 420 de ani de la Maliahi, nu mai se aude nimic până într-o seară când se aude slavă lui Dumnezeu în cerurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. 420 de ani Dumnezeu a avut gura închisă. S-a ridicat Fiul lui Dumnezeu și a zis: mă duc eu, Tată, pe pământ să rezolv toată problema asta. Mă duc și o să mor pe o cruce de lemn, o să mă las biciuit, scuipat, trădat, și dacă oamenii de pe pământ vor crede în ceea ce am făcut eu, nu mă interesează că sunt penticostal, baptiști, nu mă interesează asta. Ei nu vor muri, ci vor avea viață veșnică. Și vin unii oameni și spun: dar domnule părinte, domnule pastor, domnule pocăit, dar ce a făcut Dumnezeu pentru mine, pentru că eu n-am Mercedes ultimul tip, eu nu am o vilă cu o piscină cum au mulți, eu nu am o proprietate prin pe lângă Becalii, ce a făcut Dumnezeu pentru mine? Vă rog să fiți atenți. Câți dintre dumneavoastră aveți copii mâna sus? Mâna sus, mâna sus, marea majoritate. Perfect. Gândiți-vă că mâine se zvonește că în întreaga Londra s-a răspândit o epidemie și vin cei de la virusologie din Londra, iau probe de sol și spun: stimată doamnă, stimate domn, în 3 zile tot ce suflă în Londra, cei 12 milioane de locuitori cu acte, de la regină în jos, în 3 zile, toți vor muri. Dar, dumneavoastră aveți un copil acasă, o fetiță sau un băiat. Și după analizele noastre, după cercetările noastre, după testele noastre, copilul dumneavoastră este singurul copil care conține o enzimă specială. Și dacă extragem această enzimă, vom face niște anticorpi și vom salva tot ceea ce suflă în Londra.
Și acum, dintre cei care ați ridicat mâna sus, dar dumneavoastră, Doamnă, trebuie să vă sacrificați copilul sau Domnule, pentru că copilul dumneavoastră trebuie să moară în urma extracției acestei enzime. Acum, dintre toți care ați ridicat mâna, care v-ați da copilul pentru oamenii din Londra? Mâna sus. Am vrut să fac o poză cu dumneavoastră. Observați ce se întâmplă. Oare ce a fost în inima lui Dumnezeu când Iisus Hristos murea pe cruce pentru mincinosul de mine și de tine, pentru prefăcutul de tine, pentru tine care ai făcut avort, pentru tine care ai mințit, pentru noi care am întors spatele lui Dumnezeu. Moabul înseamnă tot ceea ce îl înlocuiește pe Dumnezeu care și-a dat singurul lui fiu. Oamenii aceștia erau din poporul lui Dumnezeu și au dat cu piciorul la harul lui Dumnezeu. Au luat două decizii greșite. Au plecat în Moab și s-au așezat în Moab. Și acum a treia decizie greșită. Spune în versetul 4 că nu le-a mai plăcut pocăitele. Și au luat neveste moabite. În versetul 23 în capitolul 23 din Deuteronom, cuvântul lui Dumnezeu spune clar: moabitul și amonitul nu au ce căuta în corturile voastre până la 10 la neam pe vecie. Și vei spune: frate Oliver, dar ce fel de Dumnezeu este ăsta? Dumnezeu nu este dragoste. Ba da, Dumnezeu este dragoste. Dar Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Și moabiții erau un popor care se trăgeau din incestul lui Lot. Adică Lot, cu fiică-sa cea mare, s-a culcat, el fiind biat, și a ieșit un băiat pe nume Lot și s-a format un băiat pe nume Moab și s-a format poporul Moab, care avea o religie închinătoare la Baal și care se termina prin orgii sexuale. Și Dumnezeu a zis: nu aveți ce căuta cu aia. Interzis în Moab, nu vă căsătoriți cu moabiții. Și ăștia au zis: e adevărat, dar e har. E har. Observați dumneavoastră care este problema centrală în viața noastră și în relația noastră cu Dumnezeu? Exact aceeași problemă de la Adam încoace. Neascultare de Dumnezeu. Au stat 10 ani în Moab. Eu nu știu tu de câți ani ești deja în Moab. Nu știu tu cât de adâncit ești în Moab. Dar problema majoră este neascultarea de Dumnezeu. Îi spui copilului tău din țară: țucu-te mama, țucu-te uica, mama și tata se duc în Anglia să facă bani să te întrețină. Tu să fii om, să te duci la cursuri, să te duci la școală, să fii cu minte. Și vine mama în Anglia și pulsează cu pounds și trimite și iarăși trimite. Și după 3 luni vine scrisoarea că hândrălău a fost prin barbă cu alți hândrălăi și o spart toți banii lui mama care o trimis. Și te întreb: cum măi? L-am dus de mic la biserică, l-am învățat, n-o văzut că mergem la baruri, n-am înjurat, n-am mințit, citeam Biblia, cum? Știți ce spune Ieremia? Organul ăsta din partea stângă, inima, este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Dacă ați ști în ebraică ce înseamnă cuvântul ăsta, în limba ebraică deznădăjduit de rea înseamnă fără putință de reparație. Și atunci ce facem, frate? Știți ce? Transplant de inimă.
Hristos a venit să-ți dea o inimă nouă. În momentul când te pocăiești, în momentul când te întorci la Dumnezeu, spune în 2 Corinteni, iată toate cele vechi s-au dus și toate lucrurile s-au făcut cum? Noi! O nouă inimă! Atâta timp cât doar te deghizezi în religie și nu fumești și nu bei și te abții ca să fii și tu, dacă n-ai o inimă nouă, inima aia este fără putință de reparație. Poți să o chirpești cât vrei. Trei decizii greșite, trei gropi, trei morți și trei sicrie. Moare Mahlon, Chilion și Elimelec. Pentru că ce seamănă omul, aceea va se cera. Haideți să vedem consecințele acum. 1. Moare Elimelec, care tradus înseamnă Domnul împăratul meu. În momentul când te-ai dus în Moab, în momentul când ai plecat de la Betlehem, de la casa pâinii, când ai zis, eu nu mai am nevoie de Dumnezeu pentru că m-am îmbogățit în Londra, Dumnezeu este pentru fanatici religioși, pentru ăștia cu baticuri, eu am plecat de la Dumnezeu. Știi ce se întâmplă primul lucru? Pentru tine, Dumnezeu rămâne doar o legendă. Pentru tine, Dumnezeu este mort. A venit într-o dimineață Caterina Debora, nevasta marelui reformator Luther, îmbrăcată în negru, în doliu, și a zis Luther, speriată când a văzut-o, ce s-a întâmplat, draga mea, cine a murit? Și ea cu capul în pământ spune, Luther, a murit Dumnezeu. Bă, tu ești nebună la cap, cum să moară Dumnezeu? Te-ai dilit? Dumnezeu nu moare. Luther, la felul cum te porți pentru tine, Dumnezeu a murit. 2. Moare Mahlon, care înseamnă bucuria. La 24 de ani m-am întors la Dumnezeu. Am avut tot ce am vrut eu. Tot ce am vrut eu. Dar știți ce n-aveam? Mahlon, bucurie. În momentul când te întorci de la Dumnezeu înapoi în Moab, ai pierdut 100% bucuria. Orice copil al lui Dumnezeu, indiferent cât necaz are în lumea aceasta, există în adâncul inima lui bucuria de a fi copilul lui Dumnezeu. Moare Chilion, desăvârșirea. Cei mai destituiți ai soartei, să spunem așa, oameni, nu sunt oamenii care dorm în canale, care și-au pierdut casa la cazinouri, care și-au părăsit soțiile. Cel mai nenorocit om este omul acela care a fost în împărăția lui Dumnezeu, omul acela care a avut părtășie cu Dumnezeu, omul acela care s-a bucurat în prezența Tatălui, care a luat loc la masa Tatălui, la masa împăratului și după aceea s-a dus să se spurce în Moab. Ăla este cel mai nenorocit om și de aceea moare desăvârșirea, Chilion, pentru că în momentul când te-ai dus în Moab, nu mai ești un om desăvârșit. 4. Nu mai îmi ziceți Naomi, ziceți-mi cum? Adică amărăciune. Știți de ce? Pentru că eu când am plecat în Moab, următoarea consecință este amărăciunea. Pentru că viața fără Dumnezeu este amară. 5. Căci Cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Poftim? Cine te-a umplut de amărăciune? Dumnezeu? Dumnezeu te-a pus să pleci din Betleem. Dumnezeu ți-a zis să-ți faci locuința în Moab. Dumnezeu ți-a zis să-ți iei neveste moabite. Cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. Am văzut mulți pocăiți care vin la biserică, nu ascultă de pastor, nu ascultă de Biblie, după un an, doi, trei ani de zile, ori plecat. Dar frate, de ce ai plecat? Dumnezeu-i de vină, pastorul-i de vină, Biblia-i de vină, biserica-i de vină, cultul-i de vină, toate-ți de vină, numai El nu-i de vină. După ce a fumat 30 de ani, Dumnezeu-i de vină cu o dată în cancer. Oameni buni,
Atâta timp cât nu respecti regulamentul lui Dumnezeu, care nu este un regulament ca să te constrângă, ci pur și simplu să te ducă pe calea cea bună. În momentul când nu respecti, nu ai cum să nu cazi în blestem. Dar slăvit să fie Dumnezeu că după atâtea decizii greșite și după atâtea consecințe groaznice, aceste două femei, Naomi și Rut, au luat o decizie care mă rog în această dimineață ca să o iei și tu. În versetul 22 spune că astfel s-au întors. În limba ebraică este cuvântul tășubah, care înseamnă pocăință. Întoarcere de la Moab la Betleem, pocăință. Pentru că pocăința nu înseamnă schimbarea vestimentației, schimbarea religiei, ci înseamnă schimbarea direcției, de la lume spre Dumnezeu, amin. Și aș vrea să învățăm trei lucruri importante în această dimineață de la întoarcerea acestor două femei. 1. Dumnezeu este dragoste. Se întoarce o moabită, o păgână, care Dumnezeu a zis să nu aveți de-a face cu ei, vine în poporul lui Dumnezeu și cu o fică risipitoare care de 10 ani era în Moab și și-a pierdut și soțul și copiii și tot ceea ce avea. Nu știu de câți ani ești tu în Moab, dar femeia aceasta a stat 10 ani în Moab și femeia cealaltă vinea dintr-un popor idolatru și vine la Betleem și Rut va fi răscumpărată. Știți ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu aici? Atâta timp cât mai trăiești, nu contează câte păcate ai făcut, nu contează de câți ani ești în Moab, nu contează ce păcate scandaloase ai făcut, atâta timp cât mai sufli, Dumnezeu te așteaptă cu brațele deschise. 2. Al doilea lucru care îl învățăm este că în momentul când te întorci la Dumnezeu din Moab, nu știu care este Moabul tău, poate să fie curvia, poate să fie beția, poate să fie hoția, poate să fie nepăsarea, poate să fie religiozitatea, poate să fie o grămadă de lucruri în Moabul tău. În momentul când te-ai întors de la Moab la Dumnezeu, Dumnezeu îți trece numele în cartea vieții. Vă rog tare mult că mergeți acasă, deschideți Evanghelia după Matei la capitolul 1 și o să găsiți în genealogia Domnului Iisus doar 4 femei. Și una dintre ele se numește frate Franț cum? Rut. Știți de ce? În momentul când ți-ai plecat inima lui Dumnezeu și a zis: Doamne, de astăzi toate cele trei compartimente, trup, suflet și duh, sunt ale tale, Dumnezeu ia stiloul lui din cer și scrie Radulov Oliver în cartea vieții. Și în momentul următor, dacă ai murit, tu nu te duci în jos, ci te duci în sus. Și a treia învățătură spune Rut lui Naomi: poporul tău va fi poporul meu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine. Eu din momentul ăsta aparțin altei cetățenii, eu nu mai mă duc la birturi, nu mai mă duc la aparate, nu mai mă duc la același potop de desfrâu cu cei din lume. Eu am o altă cetățenie, eu vin la Sfânta Trăime, eu în fiecare duminică și vineri sunt prezent aici și eu am cetățenie pe frații mei care sunt oameni imperfecți, dar sunt oameni răscumpărați de Dumnezeu, amin. Câte decizii greșite ai luat numai anul acesta? De câți ani ești în Moab? Cât mai vrei să persiști în deciziile greșite? Pentru că fiecare zi, fiecare minut, fiecare secundă pe care o stai în Moab se plătește cu o consecință gravă. Pe 10 aprilie 1912, și cu asta vreau să închei, pleacă pentru prima și ultima oară vasul Titanic din portul Liverpool. Și faptul că a ajuns într-o adâncime de 2400 de metri, mai repede de 3 ore, în 2 ore și 40 de minute, într-o apă care avea minus 40 de grade, a fost că un radiotelegrafist pe nume John Phillips, care era beat și era preocupat cu jucatul la cărți, i se transmitea de pe nava Carpatia Austro-Ungară SOS: schimbați direcția
demers pentru că este pericol de abordaj, pericol de moarte. Și ăsta scârbit și sictirit că pierdea la cărți, bătea în lucrul ăla, în chestia de transmisie, le spunea: tacă-ți gura! Și ăștia disperați le trimitea înapoi, către Titanic, pericol de moarte, curg iceberguri, pericol de abordaj. Și ăsta scârbit: tacă-ți gura prin morse! Știți de ce? Pentru că atunci când nava aceasta colosală era în portul Liverpool, au venit oamenii aia cu mulți bani și cu puțin creier și s-au uitat la ea și au zis: hotel plutitor, ăsta nici Dumnezeu nu-l scufundă. Și din întâmplare, în acea zi, în acel moment, trece o bătrânică dintr-o biserică baptistă din Liverpool cu o geantă mică în care avea Biblia la ea și aude pe bezmetici ăștia vorbind și se oprește la ei și spune bătrânica: să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și bancherii au zis: baba e nebună, de unde să știe ea ce motoare are Titanicul și ce tehnică și ce... Baba asta e dus la biserică. Două zile mai târziu, ora 23:40, Titanicul se lovește de un iceberg și ajunge la 4.000 de metri. Dacă Titanicul acesta numit viața ta se va opri astăzi, dacă icebergul tău este un infarct miocardic masiv care se poate întâmpla la cei mai sănătoși oameni, dacă icebergul tău este sub roțile unui camion, dacă icebergul tău este, nu știu, orice boală vrei, tu ce îi spui în această seară, în această dimineață lui Dumnezeu? Tacă-ți gura? Dumnezeu în această dimineață a sperat la tine că ești în pericol de moarte pentru că ești în Moab. Și tu ai două variante. Ori îi spui: Doamne, aici sunt, ori îi spui: Doamne, tacă-ți gura. Haideți să ne ridicăm. Doamne, numai Tu știi adevărul gol-goluț, câți oameni din această biserică, din această adunare sunt în Moab. Numai Tu știi cât îi vor costa Moab-ul dacă nu se vor întoarce. Doamne, martorul este cerul și martorul ești Tu, Doamne, că eu am venit în această dimineață să-i chem pe oameni la pocăință. Nu la o religie, nu la o filozofie, ci la o pocăință, la o întoarcere autentică la Tine. Nu contează dacă sunt oameni care nu Te-au cunoscut sau oameni care Te-au părăsit. Dragostea Ta, mâinile Tale sunt întinse pentru fiecare om în această